Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit! Stop Cadru Rădăuțean de astăzi debutează cu rubrica Infopoliție. După ce au băut bine, doi ucraineni au plecat la vânătoare și au intrat în conflict cu polițiștii de frontieră din Vicov. În imensa zile de 24 iulie, polițiștii de frontieră din cadrul sectorului păstrării de frontieră Vicov au executat o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări. Astfel, în jurul orei 3:45, un echipaj al poliției de frontieră a observat în apropierea frontierei cu Ucraina două persoane care au intrat ilegal în țara noastră. Cei în cauză nu s-au supus somațiilor verbale și mai mult, aceștia au încercat să scape, ripostând pe folosirea unui spray lacrimogen. Pentru reținerea celor doi, poliții de frontieră au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare, în condițiile legii, fiind tras un foc de avertizment în plan vertical și un foc la nivelul picioarelor celor în cauză. Cei doi au fost reținuți, în urma uzului de armă, rezultând rănirea în piciorul stâng a unuia dintre ei. Persoana rănită a fost transportată de urgență la spitalul din municipiul Rădăuți pentru îngrijiri medicale, fiind în afara oricărui pericol. Din primele cercetări, s-a stabilit că cei doi sunt cetățeni ucraineni, asupra unui dintre ei fiind găsită și o armă de vânătoare. În prezent, cei doi cetățeni ucraineni sunt cercetați sub aspect săvârșit din facțiunilor de trecere ilegală a frontierei de stat, ultra și contrabandă. Verificările sunt continuate de procesul de frontieră în vederea stabilirii întregii activități infracționale, la finalizare, urmând a fi luate măsuri legale ce se impun. Stau și m-a venit poliția. Am pe loc. Tu știai că ai trecut în România? Nu știu, eu n-am fost în pădure, n-am umblat. Ai trecut din greșeală? Da. Și când ei te-au atenționat să stai, de ce n-ai stat? De eu am stat. Acela care a fost cu mine și ăla a stat. Și ăla ce-a făcut? Cu gaz, cu balonașul, da. N-am avut nimic la mine, nimic în telefon și ca... Și unii te-au împușcat? Ce? Și-ai anunțat pe aia de acasă? Nu. N-ai vorbit cu nimeni de acasă? N-am vorbit, n-am cu ce vorbit. Și, practic, pentru ce ați venit voi în România? Am venit din tăi la Cripci și după ce au venit, au luat pușca pe tipcic și aia. Sunt puști și aia. Dar nu e cam un dute stavânat. Mhm. Nu-ți cap, nu. Să rămânem alături de polițiștii de frontieră, care la 24 iulie au luat parte la diferite manifestări prilejuite de Ziua Poliției de Frontieră Române. În fiecare an, la 24 iulie, se celebrează Ziua Poliției de Frontieră Române. Cu ocazia acestei zilei, ICPF Suceava a organizat la Casa de Cultură din municipiul Rădăuț o serie de manifestări dedicate acestui eveniment, la care au participat oficialități din județul Suceava, precum și o delegație din partea grăniciilor ucrainieni. Prin ordinea Ministrului Administrației și Internelor, s-a mandatat la gradul profesional următor, un număr de 27 de ofițeri, 27 la termen și unul înainte de termen, iar prin dispoziția șefului ICPF Suceava, un număr de 106 agenți de poliție de frontieră, 104 la termen și 2 înainte de termen. De asemenea, pentru rezultate obținute în muncă, doi polițiști de frontieră din cadrul ICPF Suceava au primit distinție onorifice de poliție de frontieră de onoare al anului. Vă felicităm cu ocazia zilei Poliției de Frontieră, rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dorească sănătate dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, din partea Bisericii toată binecuvântarea și rugăm pe Dumnezeu să vă dorească toate cele bucuros, la mulți fericiți ani, străiți. Semnarea la 24 iulie 1864 de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza, decretului prin care se realiza unirea corpurilor grănicerești de dincoace și dincolo de Milcov, a devenit un moment istoric important pentru instituția noastră, fiind data de recunoaștere a identității instituționale și, de asemenea, temelia organizării moderne de astăzi, care funcționează la standarde europene. În cei 145 de ani de existență, și nu numai, deoarece apărarea hotarilor țării a existat din cele mai vechi timpuri, Poliția de Frontieră Română a parcurs mai multe etape de transformare și perfecționare în funcție de caracterul perioadei istorice trăite, indiferent de forma de organizare sau denumire, misiunea rămânând întotdeauna aceeași, cea de străjer al legalității, ordinii și liniștii la frontieră. Trebuie să continuăm în același spirit și, de asemenea, să nu uităm de obligațiile pe care le avem pentru atingerea următorului obiectiv pe care România și l-a propus, respectiv aderarea la spațiul Schengen. Astăzi,
de ziua noastră, a polițiștilor de frontieră, vreau să mulțumim celor care ne sprijină în munca pe care o desfășurăm și nu în ultimul rând grăncerilor ucraine, cu care avem relații de colaborare foarte, foarte bune. Comisar șef, domnule comisar șef, șanovni presuti, stimați prezenți, șanovni druzi, stimați prieteni, mi-a văzut сьогодні приємна місія. Astăzi am o misiune foarte plăcută. Від керівництва. А din partea conducerii. Всього персоналу Чернівецького прикордонного загону. Și a întregului personal a detașamentului de grăniciori Чорноморець. Та від себе особисто. Și din partea mea personal. Чистосердечно привітати всіх вас. Să vă felicit pe toți dumneavoastră din întreaga inimă. Хто присвятив своє життя служінню на кордонах. Pe toți cei care și-au dedicat viața servirii frontierelor. Вашої держави. Статуне дінавласне. З Днем Державної прикордонної поліції Румунії. Фелічитой по окладі Аділе поліції репортіра Румунії. Між нашими підрозділами. Вендре зубінітозіле ностри. Традиційно склалися добросусідські. Мод традиціонал. Дружні відносини. Ау екзистат релації де буна вечінатата. Які дозволяють нам ще швидше та краще. Каре не пермит tot mai repede și mai intens. Reagovati la zmeni obstanovke. Să reacționăm la timp la situația. На спільному кордоні. Pe la frontiera comună a statelor noastre. І давати надійну візію ще правопорушникам. Și să contracarăm activitățile infracționale. Я сподіваюся, що ми надалі будемо зміцнювати наше транскордонне співробітництво. Sper că și pe viitor vom consolida relațiile noastre pentru supravegherea frontierei. Заради однієї мети. Într-un singur scop. Захисту кордонів наших держав. Supravegherea frontierei statelor noastre. Primiți нагоди свята слова щирої подяки. Primiți cu ocazia sărbătorii cuvinte de mulțumire. За вашу нелегку та відповідальну працю. Pentru activitatea dumneavoastră dificilă. Нехай примножаться ваші здобутки. Fie ca toate realizările dumneavoastră să crească. Зростає авторитет і повага. Să crească autoritatea și respectul. До прикордонної поліції Румунії. Față de poliția de frontieră din România. Бажаю кожній вашій прикордонній родині. Doresc fiecărui membru al familiilor celor care lucrează la frontieră multă sănătate, bezmeșnă radoste, bucurie nelimitată, tot ce este mai bun pe pământ și tot ce este mai bine pentru mulți și mulți ani. І прийміть від нас скромниці подарунки до свого. Și primiți din partea noastră un cadou modest. Biroul Poliției Criminale vă prezintă în momentele ce urmează un caz de tâlhărie. În cadrul acestei emisiuni, ar vrea să vă prezint un eveniment mai grav care a avut loc pe raza municipiului Rădăuț. Astfel, în noaptea de 23 spre 24 iulie 2009, în jurul orelor 1, Poliția municipiului Rădăuț a fost sesizată de către IR în vârstă de 31 de ani din municipiul Rădăuț cu privire la faptul că în timp ce se deplasa prin zona centrală, respectiv prin parc, a fost acostat de un tânăr care l-a lovit cu o sticlă și căzând inconștient a fost deposedat de borsetă în care se afla documentele personale, o sumă de bani și două telefoane mobile. Astfel, echipa operativă din cadrul subunității s-a deplasat imediat la fața locului, constatându-se că cele sesizate se confirmă. Totodată s-a stabilit faptul că IR s-a deplasat din municipiul Suceava în Rădăuț cu intenția de a pleca spre domiciliu și traversând parcul central a fost abordat de un tânăr, solicitându-se a-i se da un foc la o țigară, timp în care partea vătămată a băgat mâna în buzunar și a scos bricheta pentru a-i da foc la țigara respectivă, a fost lovit cu o sticlă în cap.
Victima, căzând inconștientă, a fost depozitată de borsetă pe care o avea asupra sa. Partea vătămată în borseta respectivă avea suma de 1700 euro, 40 ron, două telefoane mobile, cât și documentele personale. În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că autorul acestei fapte era vorba de un tânăr de 20-25 de ani, cercetări care au fost continuate în cursul acestei dimineți, respectiv în dimineața zilei de 24 iulie anul curent. În urma unei informații primite s-a stabilit că autorul se ascunde în motelul Azur. A fost localizat și identificat, fiind condus la sediul poliției. În primă fază, cel în cauză neagă orice acuzație, dar i s-a administrat probatoriu și pus în fața faptului primit, a recunoscut fapta comisă. Totodată vreau să precizez faptul că au fost recuperate cele două telefoane mobile, documentele de identitate, cât și alte bunuri care aparțineau părții vătămate. Învinuitul Mihai Maricel, zis Pahocea, în vârstă de 19 ani, a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Rădăuți pentru, cu propunere de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie. În cazul în care va fi găsit vinovat, cel în cauză riscă pedeapsă de la 5 la 20 de ani. Vreau să mai fac precizarea faptul că tânărul respectiv se afla în atenția noastră de mai mult timp, întrucât a mai fost cercetat pentru asemenea fapte, fiind liberat recent din penitenciar. Finalul emisiunii noastre de astăzi l-am rezervat rubricii Invitați în studio. Urmăriți așadar o dezbatere pe marginea ședinței Consiliului Local. Aleșii dumneavoastră s-au întrunit în sala de ședințe a Consiliului Local din Primăria Municipiului Rădăuți pentru a dezbate un număr de 23 de puncte pe ordinea de zi, la care s-au adăugat cele ce trebuiau discutate la urgență. Iată de ce se află în studioul televiziunii noastre președintele ședinței în persoana domnului Constantin Lazar, căruia îi spunem bine ați venit. Bine v-am găsit. Și domnul consilier Tiberiu Maierea. Bine v-am găsit. În deschiderea ședinței, președintele Constantin Lazar a dat cuvântul invitatului de onoare în această zi, în această ședință, în persoana părintelui stareț arhimandritul Iustin Dragomir, starețul mănăstirii Bogdana. Aș începe cu punctul Mănăstirea Bogdana. Este vorba de Biserica Sfântul Nicolae, Biserica Vechea Mănăstirii Bogdana, care a fost un pic afectată de către furtuna care a fost în Rădăuți. În urma comisiilor care a fost de la București, specialiști, cu vorba de arhitecții, monumentul istoric și în altul prime, săptămâna asta va sosi și președintele Comisiei Monumentelor Istorice. S-a constatat că fisura care a făcut o furtuna de acum a dus la descoperirea unor lucruri deosebit de grave. Și anume, nu știu câți dintre dumneavoastră știu, în podul Mănăstirii Bogdana se află o mini-cetate, o cetate mai micuță, care se află un paraclis, un altar cu 4 chilii și o cameră. Atât zidul mănăstirii, cât cetatea cea micuță din asta, nu au fost terminate lucrările în 1976. A fost o raportare greșită. În podul Mănăstirii Bogdana se mai găsesc vreo 3 sau 4 rabe din piatră mare care erau puse acolo pentru terminarea lucrărilor, fără centura de legătură. La un cutremur, spun specialiști, au făcut și dosarul. Maxim 5,5 grade în zona Rădăuțului, Mănăstirea, Biserica Sfântul Nicolae, face un păcan de piatră. Ea nu este legat. Când s-a făcut acoperișul Mănăstirii Bogdana, s-a făcut pe structura veche. Iar materialul care e pus în exterior se vede a fost un material verde, inclusiv scândura care s-a pus și când s-a bătut tabla, s-a uscat scândura și puile a scos tabla din faptul ei. Este 80% faptului desfăcute, iar furtuna a ridicat o parte din ea.
o altă lucrare care a fost pusă în programul monumentului, că nu s-a făcut deloc, a fost subzidirea bisericii, care se rupe în două. Adaosul Alexandru la Cojneanu este vorba de frigor, cine merge și vizitează mănăstirea, îi rupe sus până jos și se depărtează din partea de sus. Deci trebuie schimbată, cât am înțeles eu, acoperișul în totalitate, făcut lucrările în podul bisericii, plus subzidirea. Asta este treaba a monumentelor istorice, care când era cealaltă conducere cu domnul Frunză, când era primar, știu că a fost ministru de la culte, atunci a solicitat și primărie, dacă primăria va pune o parte din bani, va pune și ministerul. Dacă nu pune, ministerul nu va pune nimic. În curte s-a făcut, s-a petruit curtea pentru că trebuia să ne pregătim de sărbătoarea în 2009 de anul ăsta, s-a făcut și un lumânărat. S-a mai făcut în curte prin bani de la fondul pare aceea parcare și un grup sanitar la care nici la ora actuală nu este deschis pentru că Consiliul Județean nu a predat cheie. Nu știu ce este acolo în interior. Deci asta ar fi problema bisericii Mănăstirii Bogdan. O altă biserică care este vorba de Mănăstirea Intrarea Maicii Domnului Biserică, care se face între așezământul de copii și satul mare, cu aprobarea Sfântului Sinod și cu aprobarea autorităților centrale, la care suntem, și noi suntem în parament. Este o mănăstire care trebuie să funcționeze înaintea de darea în folosință a așezământului de copii. La orfelinatul de copii, așa cum știți dumneavoastră, este un orfelinat făcut cu aprobarea Guvernului, cu aprobarea Sfântului Sinod și a Arhiepiscopiei, cu toate actele de rigoare. S-a început acest orfelinat într-o perioadă destul de dificilă, când era acea problemă a copiilor, ridicată de Emma Nicholson, cu situația copiilor din România și amințarea noastră cu Uniunea Europeană. Și atunci biserica a intervenit cu acest așezământ de copii, care este aprobat și de unii și de alții. Atunci a fost o înțelegere financiară între Guvernul României și Mănăstirea Bogdana cu finanțare de 50-50%, lucru care nu s-a mai întâmplat. Guvernarea PSD a dat 14 sau 15 miliarde de jumătate, cealaltă guvernare la care l-am invitat când era senator și cu domnul primar Colărean, împreună cu domnul prefect de atunci, care au spus că să facă niște acțiuni la care nu s-a mai venit în nici 5 bani. S-a făcut din partea Consiliului Județean anul trecut o evaluare, am înțeles eu, a fost și o comisie de la București, pentru terminarea lucrărilor, trebuia vreo 35 de miliarde. S-a aprobat în Consiliul Județean 10 miliarde, la care 2 miliarde nu s-au mai dat. Și tot acolo am avut la Consiliul Local aprobat de către vechiul Consiliu. Am înțeles o votare a Consiliului și a dumneavoastră care sunteți actuale. 3 miliarde de jumătate, la care 2 miliarde nu s-au mai dat. Asta ar fi problema de la așezământul de copii. Este terminat în Curtea Mănăstirii Bogdan acel dispensar roman care funcționează parțial. Cabinetul de analize medicale și mai este un cabinet de kinetoterapie, vom mai deschide un cabinet de stomatologie. Elevii, studenții, bătrânii și pensionarii au un mod gratuit, cu un efort deosebit a familiei Filipiuc. Vin o grămadă de credincioși la mănăstire. Noi nu avem postul de televiziune local, în care spune că în ședințele dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră susțin că orfelinatul de copii a fost preluat de Consiliul Județean. Lucru total neadevărat. Consiliul Județean a dat nu știu câți bani. Toate lucrurile astea se pot vedea. Că de la primărie s-au dat în fiecare an bani de numărat sau nu știu câte zeci de miliarde de asta s-au dat. O parte din bani s-au dat. Am cerut de multe ori Consiliul Local să trimită comisie și să vadă unde s-au dus banii strict direcționați ca așezământul de copii. O parte din bani nu s-au dat, țin minte, atunci când s-a băgat gazele. Am cerut special conducerii primăriei și Consiliul Local de atunci, poate confirma cu o parte din Consiliul cum și astăzi, ca banii să nu se mai dea deloc și aducțiunea de apă și gaze să se facă la așezământul de copii prin primării ca să se poată aproviziona și ceilalți locuitori în orașului. Putea să vină un alt stare și spune ce este conducta noastră și nu mai dădea voie la ce ceva.
O altă problemă mai este, vă spuneam, cu relația primăriei cu ăsta. Am început să primim somații către Mănăstirea Bogdana, vă somăm. Nu de mult timp, acum vreo lună de zile, ne-am trezit cu o anchetă, Poliția Națională, Poliția Locală, Primăria, monumentele istorice. Sunt domnul, nu știu cum îl rețin, care cred că este aici, care a fost acolo. N-am înțeles lucrurile astea și nici nu le acceptam. Mai este vorba, pe 4 octombrie se face sfințirea bisericii de la așezământul de copii, care este prezidată de un simpozion. Un simpozion la care vor participa 6 academicieni, 9 cercetători și 2 episcopi. Un lucru care nu s-a știut ce s-a întâmplat la Mănăstirea Bogdana, vă informez oficial. În termen de 6 luni de zile, mormintele domnitorilor cu aprobare, osemintele au fost luate și scoase din morminte și duse pentru un examen. Pentru că atunci când s-au făcut cercetările în 76, ele au fost amestecate. Nu se știau care sunt și care sunt. Cu aprobarea înaltului primele au fost scoase toate osemintele, duse la Institutul de Cercetare Antropologice de la München și Institutul de Cercetare Antropologice de la București, cu supervizarea unor specialiști canadieni. S-au adus înapoi și acolo s-au făcut niște descoperiri care vor fi date la acest simpozion. În 1993 ați sărbătorit 600 de ani de la atestarea documentară a municipiului Rădăuți, iar în 2008 s-a făcut o atestare documentară tot de 600 de ani, Iași, Pașcani, Roman și Bacău. Cernăuți. Se pare că a fost o cloșcă care a plăcișoit și totodată. Din punct de vedere istoric, sunt cu toate alte date. Rădăuțul coboară din date până la 1126, când papa de la Roma scrie episcopul din zona Sirietului, că era foarte nemulțumit de așa zice episcop de la Rădăuți, iar în 1235, după 109 ani, există scrisoarea de corespondență între episcopii Rădăuțului și patriarhul ecumenic. Și atunci, cu ocazia asta, s-a stabilit să se retipărească cartea lui academicianul Dimitrie Dan. Astea vor fi pe 2-4 octombrie. Se vor tipări cărțile, se va retipări și cartea lui Dimitrie Dan. Vin cu rugăminte la Consiliul Local. Să anuleze o hotărâre a Consiliului Local, care, după părerea noastră, ei au fost de bună credință consilieri, dar cine au pus în față chestia de aprobare, mi se pare că a fost oarecă duce în eroare. Și este vorba, nu-i rețin numele, strada aviator, acel copil care a căzut pavionul, acum vă dă aminte. Ghica. Strada aceea s-a fost pe un drum care nu aparține Rădăuțului, din câte știu eu. Așa l-am și noi pe gărți și așa l-are și Mișăuțul. Și este porțiunea care ține orfelinat de copii, Mănăstirea Bogdana și Mănăstirea Intrarea Maicii Domnului, fără nicio locare, fără nicio casă. Și acolo ne rezervăm dreptul, dăm un alt nume. Am înțeles că au venit niște credincioși, din partea, au venit niște sugestii foarte bune, din partea unor consilieri referitoare la așezământul de copii. Eu nu vă cunosc ca nume, domnul Tibei, nu știu cine este. Dar duc într-o ședință ca să arăt televiziune, că bine ar fi ca orfelinat de copii să dea drumul parțial. Este o idee foarte bună. Este o idee foarte bună. Dar nu se poate da, pentru că centrala nu este. Și stația de epurare a fost o problemă care a fost o cheltuială în plus, care nu a fost planificată. Vechii consilier și vechea conducere știe că trebuia făcut un proiect de canalizare până la orfelinatul de copii. Și atunci avea lucrarea, orfelinatul de copii cu niște pompe, folosește canalizare, lucrurile nu s-a făcut. Și atunci am fost nevoit și am achiziționat o stație de epurare de 4 miliarde de lei. Anul ăsta, anul 2008, de la Consiliul Județean au fost aprobați 10 miliarde la care nu s-au dat o parte din ei, două de la Consiliul Local. Anul ăsta s-a primit 300 de milioane de la Consiliul Local și am înțeles din contabilitatea noastră că și de la dumneavoastră în primărie a venit 500 de milioane pentru care vă mulțumim. Mai erau și alte probleme care trebuiau spuse, dar să nu vă ținem mult, eu îmi cer scuze dacă am greșit ceva. Vă doresc multă sănătate la toți.
Noi trebuie să lăsăm aici dreptul la replici și să fim oameni mai cum să spun, mai serioși și să dăm dovadă că vrem să facem ceva constructiv. Dacă începem acum cu replici de genul ăsta, vă dați seama, o să stăm, cred că, până la ora 19 să terminăm ședința. Din discuțiile avute cu domnul secretar și cu ceilalți de la departamentul tehnic, am ajuns la o concluzie să reabilităm căminul de bătrân. Am făcut solicitare la Înaltul Pimen de 2 sau 3 ori și la Mănăstirea Bogdană, bineînțeles, să ne accepte pentru 6 luni de zile să transferăm bătrânii de la căminul de bătrâni la acele căsuțe sau case sau locații, cămin, cum l-ați numit dumneavoastră, căminul de la Podul Vlădichei, care știm cu toții. Nu s-a primit nicio informație, nu s-a primit niciun răspuns. Încă o dată revin, Mănăstirea Bogdană a fost în centrul atenției al administrației publice și va fi și în continuare. În acest an a primit 500 de milioane. Dumneavoastră ați alocat pentru culte 2 miliarde vechi, din care un sfert, 500 de milioane, deja i-a primit părintele Stareț și a mai spus că ați mai primit 300 de milioane, probabil la Consiliul Județean, nu local. De la Consiliul Județean. Consiliul local nu va plăti niciun ban, decât toți banii se plătesc prin ordonatorul de credit, care este primar. Îmi pare rău că poliția v-a făcut o anchetă, nu știu despre ce vorba, voi verifica și voi da o informare scrisă sau și o adresă dumneavoastră. Cam asta e. Altceva n-am de completat. Odată vreau să informez pe cei care nu știu, eu am construit o biserică în municipiul Rădăuți și sunt alături de biserici. De când ați venit dumneavoastră primar, s-au dat din cele 4 milioane care nu e nevoie. Lăsați-o, așa cum a spus dumneavoastră, eu n-am nevoie. Din banii care s-au dat preștiința Consiliului Local, 16 miliarde 400 de milioane ar veni pe Biserica Sfinții Apostoli din Parc și cum răstea Bogdană tot complexul, cele 4 unități, 1 miliard de lei. Plus 500 acum și 300 de la Consiliul de Țară. S-a mai investit bani și mulți în biserici care s-au terminat. 3 miliarde și 800 de milioane în Biserica Sfântul Ilie, care biserica era terminată. Banii au fost și de asta. Deci nu am venit în Consiliul Local și vreau să înțeleg și domnul primar pentru a cere bani, ci am venit numai să desfășurăm niște probleme, să nu se bage Mănăstirea Bogdană în față cu fonduri excesiv de mari. Când e bun domnul primar s-a dat 500 de milioane, să spun dacă mai dau mai mult, și nu am venit pentru bani. Dumneavoastră, vă ales comunitatea și aveți toate calitățile necesare ca să știți să le cântăriți cum trebuie și noi le respectăm cu toată sinceritatea. S-a considerat să ajungă banii pe diferite biserici, dar să știți mai bine ceea ce este de făcut. Deci noi nu am venit nici să tragem din urechi, nici să tragem de atins. Nu am venit să fac o informare reală, așa cum este ea, fără să cer socoteală cuiva. Referitor la ceea ce a spus domnul primar cu adresa către... Eu nu am primit nicio adresă. Referitoare la ce a spus mutarea bătrânilor de la azil către așezământul de copii. Am primit o copie de la Înalt Preasfințitul Pimen, la care spunea spre știință și domnului președinte a Consiliului Județean Flutur Gheorghe, care eu am tot respectul pentru el, iar ceea ce se vrea acolo nu se poate. Ceea ce se vrea acolo nu se poate. În primul rând, așezământul de copii este proiectat pentru copii mici. Dincolo din informațiile care le avem noi, se pare că este o neînțelegere sau nu vrea să spun adevărul până la capăt. Este un proces în care o parte din clădirile de la azilul de bătrâni sunt pierdute de către primărie și nu știu dacă este nevoie să se mute bătrâni de acolo pentru 6 luni de zile, ca 6 luni de zile să nu se mai termine niciodată. Deci asta este frica Arhiepiscopiei Suceavei și Rădăuți, vă reprimată public. Deci asta ar fi problema. Deci noi nu suntem împotriva. Iar cu ajutorul dat pentru așezământul de copii să ne ducem bătrâni la care nu au centrală, nu este funcțională căldura, apa și canalizarea. Mă îndoiesc să se poate aproba de ceva. Eu îmi cer scuze și iertare și feriți mă îndoiesc. A primit și răspunsul din partea primarului Aurel Rovărean. Susținea domnia sa că populația a fost dezinformată și că în cadrul unor ședințe de Consiliul Local s-au făcut afirmații cum că mănăstirea ar fi primit bani de care domnia sa nu cunoaște. Trebuie să aducem în
atenția telespectatorilor și faptul că în această toamnă va fi și o sărbătoare deosebită pentru Mănăstirea Bogdana, care bănuiesc că va fi pregătită și cu aportul Consiliului Local. Nu? Da, bineînțeles. Sunt de acord cu dumneavoastră. Ordinea de zi a continuat cu dezbaterea unor probleme privitoare la Biblioteca Municipală Rădăuți, prezent în sală un delegat al Tribunalului Suceava, mai exact un executor judecătoresc, afirmă că s-ar putea ca în viitorul foarte apropiat să nu mai avem bibliotecă. Da, așa este. Deci a fost domnul Mostea, executorul de la Suceava, și a făcut o prezentare de sentință definitivă și irevocabilă, spunea dumnealui, atât de Curtea Supremă, sau în alta curte de casație, spunea dumnealui. Am fost foarte atent, în care spunea că trebuie să treacă la punerea în posesia bibliotecii și a spațiului de sub bibliotecă. Vă duc la cunoștință faptul că astăzi primăria, prin primar, a fost sonată în legătură cu punerea în executare silită a sentinței numărul 2975 din 25 octombrie 2006, potrivit căruia numele președintului României și al legii hotărăște. Admite cererea având ca obiect revendicare formulată de reclamanta 10 Opcina S.A. Rădăuți, cu sediul municipiul Rădăuți, strada Calea Unirii numărul 29, bloc 31, județul Suceava, în contradictoriu cu intimata primăria municipiului Rădăuți prin primar. Obligă cârâtul să predea reclamante în deplină proprietate și posesie imobilul situat în municipiul Rădăuți, strada Piața Unirii numărul 62, cu destinația în ghilimele magazin alimentar și, la fel, în ghilimele bibliotecă. De asemenea, obligă cârâtul să plătească reclamantei suma de 2.569 de ron cheltuiel de judecat. Cu privire la sediul imobilului revendicat, respectiv magazin alimentar și bibliotecă, acesta are adresa Rădăuți, Piața Unirii numărul 68 și nu Piața Unirii numărul 62 sau 67. Imobilul situat în strada Piața Unirii 62 nu aparține municipiului Rădăuți, ci comunității evreiești din Rădăuți, pentru care există contract de închiriere înregistrat cu numărul 10.774, iar imobilul din strada Piața Unirii... Domnul secretar a venit cu... un contraatac tot juridic și spune dumneavoastră că a depus niște contestații la titlul acesta executorie și a făcut o expunere de motive. Acum nu am aici expunerea de motive a dumnealui. În fine, a venit cu două pagini de expunere de motive prin care se spune că atacă această decizie executorie. Sunt în cunoștință de cauză, în sensul că datorită pozițiilor sociale care le-am avut la vremea respectivă, am cunoștință de modul în care au fost transferate aceste bunuri care sunt în discuție și sunt perfect adevărate cele prezentate de domnul secretar acolo, astfel încât sunt foarte mirat de hotărârea judecătorească care a fost dată de Curtea Supremă. Mă întreb ce fel de susținere și ce fel de documente au fost prezentate până la această dată în instanță, astfel încât soluția s-a dat în favoarea lui S.C. Opcina. Din păcate, dacă nu ne vom lupta în continuare și vom risca să pierdem acest bun al orașului, care, în afară de valoarea lui ca și construcție, are și o valoare arhitecturală deosebită, fiind și situată în centrul istoric al orașului Rădăuți. Bun, cred că cea mai gravă problemă este că într-o eră guvernată de internet, de manuale electronice și așa mai departe, rămânem fără o bibliotecă care înseamnă și o arhivă de carte, înseamnă și o bază de date informațională și așa mai departe. Au mai fost discuții. Nu este prima discuție la care ne aflăm în cadrul Consiliului Local vis-a-vis de bibliotecă și de iminența acestei decizii. Sunt voci care, cum spunea domnul Maierean, condamnă modul de intervenție a primăriei în procesul de apărare. Acest proces a început acum ceva timp mult în urmă și nu încă o dată spun că are dreptate, primăria în anii trecuți nu s-a luptat
îndeajuns, am înțeles că nu s-a implicat cu documente, cu juriști, cu avocați, ca să-și apere interesul cu întreb în această problemă. Da. Mergem mai departe. S-a aprobat un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009 și modificarea listei de investiții, inițiator fiind domnul primar Aurel Olerea. Vorbim despre bugetul de venituri și cheltuieli. Într-o ședință anterioară, unul din colegii dumneavoastră a cerut o listă a cheltuielilor care au avut loc datorită zilelor municipiului Rădăuți. S-a prezentat această listă și la capitolul discuțiilor despre bugetul de venituri și cheltuieli, această rectificare care în cele de urmă ați aprobat-o, s-a poposit puțin pe aceste sume care s-au alocat zilelor municipiului Rădăuți. Unele voci ale colegilor dumneavoastră au criticat faptul că s-a prezentat această listă în final și nici de cum, înainte ca aceasta să fie cheltuită, nu li s-a cerut părerea în organizarea zilelor municipiului cum să fie alocate aceste sume, pe ce să fie cheltuite. Ba chiar mai mult, cineva spunea că obiecte de ceramică pentru oficialități 6.545 de lei, adică aproape 70 de milioane pentru obiecte de ceramică. Este o sumă foarte mare, care au fost destinate cadourilor oficialităților. Păi de 70 de milioane cumperi mai tot de ceramică. Îmi pare rău că nu avem aici factori implicați în sistem, în sistemul financiar de anul trecut. Oare cât o fi fost suma alocată anul trecut pentru acest festival? Aveți cumva, așa măcar, vreo idee? A fost mai mult, a fost mai puțin, a fost un miliard și eu țin minte ceva de genul de un miliard și ceva a fost, un miliard jumate, pare mi se. Acum, sumele sunt sau nu sunt importante? Și acum, este o opțiune, suma totală, toți banii ăștia sunt acoperiți ori din buget, ori din sponsorizări. Este vorba de cheltuieli totale. De unde vin banii, oricum trebuie să vină. E vorba de în ce buget s-a încadrat cei care au organizat. Nu, mi se pare suma de 867 de milioane exagerată și să fac obiectul unor comentarii. Aceste obiecte probabil, că au făcut, hai cum să spunem așa ca să fiu bineînțeles, deci au reprezentat niște cadouri de-a lungul unor mai multe evenimente. Am înțeles că avea ceva restanță domnul Colibaba care a cumpărat de la margine aceste oale. Da. Nu sunt toate legate de eveniment. Au mai fost niște evenimente premergătoare acestui festival. În fine, eu zic că sunt discuții minore pe niște sume care nu trebuie să ne creeze prea mari bătării. Acolo lucrurile sunt sigur că sunt ok. Domnul Mairean, dacă... Vreau să atrag colegului atenția că trebuie să fie mai rezervat în afirmații, în sensul că cine știe ce se ascunde acolo și nu trebuie să spună că domnul Colibaba a făcut cadrescă, așa că după aia organii s-ar putea să se autosezeze și cine știe la ce buclucuri mai ajunge domnul Colibaba. Într-adevăr, suma în ansamblu este mică, însă este surprinzător ca să ajungi la cadouri numai de ceramică la 8,5% din valoarea totală a manifestării. Mi se pare puțin, cam sărit calul ăsta. Probabil că domnul Olărean, care este ordonator principal de credite, știe el de ce, și domnul Colibaba la fel. În legătură cu... Da? Poți să mai discut la buget? În legătură cu celelalte prevederi din buget, care înseamnă modificări la... pentru sumele acordate unor investiții care se desfășoară în orașul Rădăuți, eu am ținut de mai multe ori să atrag atenția colegilor consilieri în legătură cu fundamentarea acestor sume. Conform legii 273 din 2006, legea investițiilor publice, documentele care trebuie să stea la baza acestor sume sunt următoarele. Și o să citez. Informații financiare, pe de o parte, care cuprind valoarea totală a programului, credite de angajament, credite bugetare, graficul de finanțare pe surse și ani, corelat cu graficul de execuție, analiză cost-beneficiu, costurile de funcționare și întreținere după punerea în funcțiune. Iar la informațiile nefinanciare,
strategia în domeniul investițiilor, care va cuprinde în mod obligatoriu prioritățile investiționale și legătura din diferite proiecte. Materialele sau comentăm doar puțin peste subiect? Înseamnă că mai facem o altă ședință la dumneavoastră aici, în la televiziune. Deci dacă nu vă place textul de lege, îmi pare rău. Lasă știi dacă vă întreb dacă la auzitorul de auzitorie, acum ce face? Ceea ce ați votat dumneavoastră aici, atrage o pedeapsă asupra consilierilor care, să spunem, au votat strâmb? Nu știu în ce măsură atrage pedeapsa, ar trebui să analizeze alte texte de lege, însă atrage nulitatea celor prezentate aici, pentru că celor aprobate. Pentru că, de fapt, ele nu au fundamentare și atunci ele, conform legii, sunt nulite de drept. Bun. În cele din urmă s-a aprobat. Ce s-a mai aprobat, domnul Lazar? Aproape domnul. Se plângea cândva primarul Aurel Olerea că opoziția nu o lasă să-și facă treaba și că nimic nu se poate aproba. Și acum a spus, s-a aprobat aproape totul. Da. Haideți să spunem rădăuțenilor ce s-a aprobat. Un proiect de hotărâre privind aprobarea aportului de capital a municipiului Rădăuț la operatorul regional de apă și canal ACET Suceava. S-a mai aprobat atribuirea prin închiriere a două birouri din corpul B a primăriei municipiului Rădăuț către operatorul regional de apă și canal ACET Suceava, pentru că odată ce acest operator ne va furniza apa, își va impune prețul și va dori să aibă și birou. S-a mai aprobat un proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Scoatere din Funcțiune, Casare și Valorificarea Mijloacelor Fixe, rețele termice aparținând domeniului public a municipiului Rădăuț. Din această comisie vor face parte consilierii Curelar și Galar. S-a mai aprobat un proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului, în administrația municipiului Rădăuț. S-a mai aprobat un proiect de hotărâre privind nominalizarea terenurilor de sub garaje construite pe terenuri aparținând domeniului privat al municipiului Rădăuț. Aceste garaje, dacă mi-aduc bine aminte, trebuie să îndeplinească un anume standard. Da. Din cele discutate într-o ședință anterioară. Deci da, cei care își cumpără aceste terenuri au construit deja la nou standard? Nu, ele nu vor fi refăcute. Hai să vedem altfel problema. Deci nu trebuie să construiască, ele deja sunt construite. Dar în momentul în care sunt construite, aici ele se selectează. Cele care sunt construite într-o ordine firească, grupate, nu ocupă un spațiu care să fie un acces pentru pompieri, pentru salvare, nu știu ce. Deci nu încurcă accesul, să spunem așa. Deci au oarecare logică. Primarul a făcut afirmația în care așa, mai departe, numai puțin. Că acestea trebuie demolate, construite după un anume plan de urbanism care se găsește deja la domnul Cofler, am înțeles? Nu este. Și după aceea li se cumpărarea de teren. Deci nu este adevărat. Este complet fals ceea ce spune dumneavoastră. Nici măcar în cea mai mare bârfă n-am auzit chestia asta. Trebuie demolate și după aia trebuie. Dar științarea de demolare, trebuie demolate, pe garaje de asta. Trebuie demolate alea care sunt din tablă, deci aici vreau să ajung. Deci să acceptă garajele care sunt ordonate, care sunt puse după o normalitate. Nu se acceptă garajele care sunt singulare, care sunt puse pe spațiu verde, care sunt din tablă, adică care sunt mobile, cum ar veni, nu sunt fixe, care sunt acoperite cu azbest. Deci este o selecție foarte clară. Am înțeles. În total, garajele sunt... întrebarea. Da. Am înțeles. Deci a spus chiar acum. Trebuie demolate cele care sunt din tablă. Ele s-au demolat, s-a construit după tipul impus de primărie și acum se vând, pentru că s-a aprobat deja o listă pentru cei care și-au depus deja cererea, fac parte și din aia care le-au construit și sunt ok. Poate este 1, 2, 3 din aia care le aveau din tablă și le-au construit și acum sunt ok. Asta am întrebat. Lista dar este deja și-au construit sau urmează să-și construie? Deci, este o listă generală. Deci, una dintre condiții era să existe o autorizație de construcție pentru garajul respectiv. Autorizațiile de construcție se dau doar pentru imobili care au statut de clădire definitivă, nu de construcții provizorii, cum ar fi garajele din tablă.
În legătură cu acest deziderat s-au făcut precizările cuvenite încă din start, de la acum un număr de ședințe, când s-a început această acțiune de punere în vânzare a terenurilor pentru, de sub garaje. Nu știu în ce măsură, probabil cei colegi de la Comisia de Urbanism care se ocupă de această problemă cunosc foarte bine în ce măsură acest deziderat este respectat în continuare sau se produc abateri. Nu aș putea să vă spun, însă este corect cum a spus dumneavoastră, în sensul că s-au făcut niște precizări care impun o rigoare a clădirii existente pentru garaj. Ba, chiar au fost somați unii cetățeni în vederea demolării. Cei care le au din tablă, poate să fie și din zidărie, dacă este pus undeva ostentativ pe un spațiu verde. Nu are autorizație. Deci ăla nu are autorizație. Ăla nu primește autorizație. Să primească. Deci primesc autorizație de construcții cei care au treburile în regulă, adică se încadrează în această structură de reguli impuse. Nimeni n-a avut până acum autorizație. Ele se emit. Și aici facem ca la buget. Întâi facem cheltuielile și după aia aprobăm cheltuielile. Domnul Maierean, lucrul ăsta se întâmplă... Păi sigur că da, că astea lucruri se întâmplă de 15 ani, de 20 de ani. Deci oamenii au început să-și pună garaj începând de acum 20 de ani, 30 de ani. În sfârșit, cineva a luat taurul de coarne și acum a spus, domnule, hai să intrăm pe nelegalitate, să le putem vinde, ca omul să fie stăpân pe ea. Se puteau vinde și noi. Se puteau vinde, numai că nu s-a inițiat acea... N-au fost proiecte de legi, n-a fost cadru legal, n-a fost... Da. Mergem mai departe, pentru că ați aprobat ca tinerii care îndeplinesc condiții, conform legii 15 din 2003, să-și primească terenul în vederea construirii de locuințe. Aici au existat câteva discuții privitoare la tineri care locuiesc în locuri ANR, dacă au dreptul să primească și terenul în vederea construirii de locuințe. Deci a apărut un fapt inedit. Un fapt care, din alt punct de vedere, se poate interpreta. Cum ați soluționat problema? Deci, se punctează faptul dacă ești în chirie, ca să primești teren la această lege. Acum sunt tineri care stau în chirie în blocuri ANR. Deci, dar au posibilitatea și de cumpărare. Au această, cum a spus dumneavoastră, pot să și-l cumpere. Momentan ei sunt în chirie. Sunt tratați ca atare. Ce se întâmplă? În momentul în care li s-a aprobat acea listă și dacă vreunul din ei primește teren, atunci pierde dreptul de a cumpăra acea locuință ANR. Motiv pentru care s-a retras unul din persoanele de pe listă ca să fie informat la ce risc se asumă. Sau să-și pună o opțiune către care din variante alege. Se îndreaptă. Probabil că la unul i s-a spus, domnule, dacă vei primi teren la legea 15, riști ca să nu mai îți poți cumpăra apartamentul ANR, care știm cu toții, totuși este la un preț mai mic decât cele... Retragerea s-a făcut la cererea inițiatorului, adică a primarului Olărean. Mi s-a părut o intervenție abuzivă, în sensul că el putea să rămână pe listă, era dreptul lui, drept consfințit din noi prin hotărârea de Consiliul Local prin care am aprobat criteriile după care se fac aceste liste și omul îndeplinea toate aceste condiții, însă dumneavoastră a vrut să-l retragă pentru a avea o discuție personală. În mod normal și firesc, se putea aproba lista cum era. Dar cum este legal. Îndeplinea criteriile. Legal, dar interesant că... Să termin. Și omul putea afară, deci nu sunt deloc în afară. Omul putea fi inconștiințat, înscris asupra consecințelor care decurg din această aprobare. Da. Domnul, adică acela de a pierde dreptul de a avea acces la cumpărarea blocului. Deci, oricum, rămâne un abuz de formă. Da. Știți că abuzul de formă l-a inițiat colega dumneavoastră Popescu? Deci, din partea dumneavoastră, a pornit sesizarea și propunerea de retragere de pe listă. Dacă vă urmăriți foarte aproape materialul din ședință, o să vedeți că dumneavoastră propune prima și primarul spune sunt de acord cu retragerea. Colega Popescu a sesizat aspectul. Că și inclusiv a propus retragerea. Că persoana respectivă. Acum nu are sens. Cred că este neinteresant pentru telespectator dacă persoana respectivă își va cumpăra locuința ANR sau va lua cei 15 ani pentru a-și construi o casă. Până la urmă, mergem mai departe cu un proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe locale speciale pentru oficierea căsătorilor în anul fiscal 2009. Altfel spus,
cei care doresc să se căsătorească trebuie să afle că au de plătit niște bani, din care probabil primarul dorește să modernizeze acel spațiu unde se oficiază căsătorii. Lăudabil mi se pare gestul domnului primar de a scuti de plată pensionari care doresc să se căsătorească. Deci, da. Tineri, atenție, măritișul, căsătoria costă mai mult în acest an, ca urmare a inițiativei domnului Olărean. De altfel, câțiva lei ca să îmbunătățească aspectul în sectorul destinat căsătoriilor se găseau cu ușurință în buget, dar nu s-a dorit. S-a creat acest pretext pentru a se obține o nouă taxă care mi se pare cu totul de prisos. Dar... Da, mergem mai departe. Nu, stați puțin, că e interesant subiectul. Dar sunteți căsătoriți. Oricum nu mai aveți de... Da, stau și mă gândesc că cât de greu va apăsa această nouă taxă care spune domnul Mairean că va surveni pe umărul rădăuțenilor. Eu totuși mă gândesc că odată în viață, dacă tot vrei să o faci... Când ofițerul stării civile oficiază o căsătorie, trebuie să citească din acea carte: statul român asigură prin măsuri economice și de drept întemeierea tinerei familii. Și l-am întrebat odată pe primarul de atunci, Mihai Frunză, cu ce? Pentru că după Revoluție statul român nu mai asigură nimic pentru tânăra familie. Dacă pe vremuri statul român îți dădea un apartament, îți dădea un loc de muncă, astăzi statul român nu mai asigură cu nimic. Nu căutați, dar asta nu scrie. Nu, eu nu vreau. Asta știu eu. Deci, cum se spune? Eu am spus. Vă asigură o nouă taxă. Da, asta e altceva. Taxă că deci dacă tot nu-i dăm nimic, hai să-i luăm. Dar nu-i asigură. Ați spus că e asigură. Da, deci proiectul e la ordinul, la numărul 13, pentru ca să fie un ghinion mai mare, că oricum el are un ghinion pentru că se căsătorește. Da. Păi, asta ca să fie învățătorul de minte, a doua oară să nu mai fac în viață. Da. Un proiect de hotărâre, ați mai aprobat un proiect de hotărâre privind nominalizarea parcelelor de teren, proprietate privată a municipiului Rădăuți, având destinația de curți, construcții și grădini în extinderea locuințelor proprietate privată. S-a aprobat, da? Da. Ați mai aprobat? Da, e un proiect care curge de mai mult timp. Și în zona unde Habitat pentru Umanitate construiește locuințe, ați aprobat ca artera de circulație de 600 de metri și 11 metri lățime, cu delimitare la vest strada Jalcău și la sud strada Tineretului, să se numească strada Habitat. Ați mai aprobat un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea unei hotărâri de Consiliul Local mai veche, privind regulamentul de organizare și exploatarea apă și unii. Și acum nu s-a aprobat un proiect... Nu s-a aprobat doar un proiect privind abrogarea hotărârii Consiliului Local privind aprobarea unui plan urbanistic zonal solicitat de MIVAS SRL. De asemenea, un alt puz solicitat de Dankville SRL. Nu s-a aprobat. Chestiile sunt diferite. Cred că ar trebui să le discutăm. E vorba de două solicitări pentru puz care nu au fost aprobate. Da? Aici, hotărârea asta de Consiliul Local inițiată de domnul primar Aurel Olărean pentru anularea puzului, respectiv al lui MIVAS, este o șicanare continuă a unui investitor, a unui dezvoltator imobiliar în speță, care vrea să facă un bloc șor. Dar eu n-am solicitat un nou certificat de urbanism. Nu mai intru în alte detalii, dumneavoastră le știți. Am cerut de mai multe ori, am fost de mai multe ori în audiență la domnul primar. Am trimis două adrese, una în februarie, alta aici le-am la mine, în 15 iulie, în care am cerut un nou certificat de urbanism, am cerut autorizații consiliului, n-am primit niciun răspuns până această dată. Nu știu, la data aceea, cred că aprobările care au fost date de Consiliul Local, de primărie, deci au fost legale, nu au fost date de o instituție oricare. Și atunci, acum nu mai sunt valabile, după ce am făcut cheltuieli, am făcut un proiect, am dat pe el miliarde, am pregătit materiale, nu am făcut documente respective. Eu am cerut prin cerere și am arătat intenția mea de a construi. Era foarte frumos dacă mi se spunea atunci, domnule, nu poți, mă retrageam, nu? După ce am făcut cheltuieli, mă trageam că nu se mai poate. De ce are terenul ăla de nu se poate construi? Că nu cred că e minat. E un teren care nu are nimic absolut, nu deranjează pe nimeni, e destul de larg. Eu am făcut, dar nici la domnul secretar spunea că eu nu am făcut, nu am solicitat un nou certificat, am solicitat, dar nici n-am primit răspuns la adresă, le trimis oficial. Le-am dat dosar cu număr de înregistrare la primărie.
la blocul domnului, e vorba de apartamente. Care trebuie, adică apartamente, bravo, care se facă și probabil că nu se potrivește cu... Da, în astfel se luați legătura și se aprobă. Da, eliberăm autorizația când încălcăm legea și nu avem cum să vă eliberăm autorizația și eu respect legea și nu voi semna acea autorizație. Mai mult de atât, până ajunge autorizația la mine, o semnează directorul tehnic, domnul secretar și al treia persoană sunt eu. E, dumnealui, nu, probabil că dacă nu e investitorul din marginea, nu se poate aproba. Sau, eu știu, alte chestii de genul ăsta, dar nu-mi dau seama altfel care sunt rațiunile, pentru că nu apare nicio rațiune în șicanarea acestui investitor. Însă ea se produce aproape la 2-3 ședințe de Consiliul Local, revine. Bun, și DANXRL? DANXRL, acolo era, deci noi nu avem pugul la ora actuală ca să facem o analiză, să vedem în ce măsură acest pus care ne se cere, prin care ne se cere să introducem în intravilanul localității a unui teren aflat în extravilan, deci univa în terenul agricol al localității, să-l aducem în terenul construibil, nu știm nimic, mai nimic despre el. Deci cum pot ei care sunt în minoritate să determine ca un proiect de pe ordinea de zi să nu treacă? Prin vot democratic. Păi astăzi au fost în majoritate. Acolo cumva. De ce? Păi fiindcă de la noi au lipsit doi consilieri. Atunci ar trebui să fie mai conștiincios. Totuși, fiind în majoritate, au aprobat mai mult din 90% din proiectele emisii de primar. S-a mai aprobat un proiect privind ocuparea terenului în suprafață de 6 metri ce apar pe o perioadă determinată în strada Volovoțului 83 pentru 45 de zile. Asta cineva trebuia să facă o terasă. De asta numai pe 45 da, de zile. Pe perioada verii. 20 de metri pătrați din domeniul public în strada Ștefan cel Mare numărul 3 pentru o perioadă de 2 luni. Exact, la fel. Chiva SRL. Așa, și s-a hotărât finanțarea de la bugetul local a municipiului Rădăuțe a unor cheltuieli aferente cotei de 20% ce revine asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuințe. Câte asociații de proprietari există în Rădăuțe? Când asta se referă la cele care sunt aprobate pentru reabilitare termică. Da, știu, dar câte asociații sunt de proprietari în Rădăuțe? Cel puțin 11. Și câteva în decurs de formare. Ca în final, noi acum suntem de pe la începutul drumului pe această idee. Erau câteva asociații de proprietari și în anii trecuți, țin minte că la blocul Tur chiar da, este o asociație veche. Cea mai veche. Așa? Dar ideea este că este necesar ca toată suflarea care locuiește la bloc să se organizeze în aceste asociații de proprietari din cauza că contractele pentru servicii apă canal care se vor încheia din ianuarie cu acel Suceava, cei de acolo numai cu proprietare, cu asociația discută. Vedeți și la acest proiect de reabilitare, la fel, beneficiază numai cei care sunt asociați și mai pot face acum și o paranteză, cum a fost acea furtună acum câteva săptămâni în Rădăuți, în situația în care vin niște bani de pe la Consiliul Județean sau de la Guvern pe calamități, acei bani se calează pe persoane fizice la case și asociații de proprietari la blocuri. Deci nu poate să-i dea la cel care stă la etajul 4, fiindcă acoperișul blocului a fost distrus. Deci este foarte adevărat ce spune domnul consilier. Însă toate astea presupun niște cheltuieli. Orice înființare de asociație are niște costuri, costuri generale, costuri individuale pentru fiecare familie în parte, care în momentul actual de criză economică, chiar dacă sunt mici, ele au o reflexie mare în bugetul fiecarei familii. Tocmai pornind de la această idee, pentru că este un lucru oportun totuși înființarea acestor asociații și însăși reabilitarea blocurilor din punct de vedere termic este un lucru deosebit de bun. Domnii consilieri Băncescu și Lochin s-au gândit ca să adopte, să promoveze o astfel de proiect de hotărâri în care să se reducă cota de ce revine asociații de proprietari pentru familiile care au venituri mici.
în speță maxim 600 de lei finanțare integrală, între 600 și 800 de lei venit lunar, finanțare de 50%, iar din venituri totale 1000 de lei, finanțarea 25%. Celelalte familii ne beneficiind de astfel de facilități. Mi se pare o hotărâre foarte bună și foarte înțeleaptă pentru a sprijini în felul acesta familiile cu un potențial economic deosebit de scăzut, care, din păcate, da, la blocuri au o pondere semnificativă. La inițiativa domnului consilier Dorin Vataman, domnul consilier Curelar Mihai a fost numit în Comisia de Programe de Dezvoltare Economico-Sociale, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public, Agricultură, Gospodărie Comunală, Servicii și Comerț. Și s-a mai aprobat încheierea Convenției de Colaborare între Consiliul Județean Suceava și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Rădăuț, rubrica interpelări, sesizări, comunicări și discuția de consilierilor o prezentăm ca de fiecare dată cu imagini din sală. Cel puțin de la 32,16 lei pe metru cub cât este la ora actuală, cel puțin se dublează. Și această sumă trebuie să stabilim dacă putem să o punem în seama consumatorilor a populației sau să fie suportată de către bugetul local. Deci, cred că de curând să discutăm acest lucru, pentru că este un lucru destul de grav la ora actuală. În zilele astea, deja toate coșurile sunt pline cu mizerie, deci la vegetație a crescut, la ora actuală ne confruntăm cu problemele cu spațiile verzi. Când se realizează această predare, contract, senat, și vă rog să stabilim aici o comisie de mediere sau de urgență cu predare primire. Vă rog frumos să La ora actuală, trenul de Rădăuți trece printre Buruieni și chiar copaci care s-au răsădit fără control sunt mai poate asigura la trecere din dreapta pe cale ferată și trebuie ce am făcut spațiile. Nu mai spun cu noi și mizerie ce face. Urgent, trebuie de o săptămână mai multe. Șerp comunitate. Păi, dezastru. Este o problemă. Societățile comerciale de Rădăuți nu-și fac datoria în jurul casei, cum se spune acolo. Sunt niște mizerii la intrarea Rădăuți pe hipodrom, la capăt, o vilă de conserve, de știu eu ce, de la băuturi, e de sub lume în oraș, se intre să vezi prima dată așa ceva. Altă problemă, de la Igo în față, în parcarea aia, nu știu ce societate comercială transportă persoane, dar au venit persoane care au zis că nu pot trece nici pe trotuar, nici pe nicăieri, pe acolo, sunt pericol de accidentări, se iau măsură și acolo, pentru... Asta. Altă problemă, vreau să-l întreb pe domnul primar, dacă s-a inițiat de un recesământ, au venit niște copii și au numărat persoanele din casă. Au spus că scrisese de domnul... Recesământ? Da, un recesământ din partea primăriei. La populație? Da. E drept, e pe strada Petriniciu, s-a întâmplat de treaba asta. N-am fost acasă, că se iau mai de amănunt, m-am interesat. Da, e domnul... Ciurea. Domnul Ciurea, copiii trimiși domnul Ciurea, numele domnului primar. Asta este o problemă. Am solicitat... Cine sunteți? Consiliul domnului primar. Nu, consiliul ce sunt toate și consultatul la primarie. Momentul de față. Am solicitat, s-au numit reprezentanți pe străzi privitoare la lucrările de asfaltare, modernizare. Am solicitat pe acești reprezentanți să întocmească un tabel cu familie de pe această stradă și cu numărul pe membru de câți membri de familie sunt în familie și la ce număr stau. Atât tot. Nu este vorba nici de un vot pentru cine. Pentru ce trebuie dar de ce vedeți totul ca pe un joc politic, vă întreb în momentul de față. Așa e o regulă. Primarul dă răspuns consilierilor și după care și altă persoană. Și stă aici cu tine voi, dacă... Domnul Sticleț,
Așa, aveți dreptate. Într-adevăr, sunt bălării, iarbă multă, crescută, iarba crește, a fost ploi, crește tot timpul. Domnule, inițiați și dumneavoastră ce am inițiat eu. Am făcut curățenie tot orașul, de la cap coadă, iar acum faceți și dumneavoastră, predați serviciile ăsta, spațiul verde, că ați votat la comunale și o să crească bălările încă un mai. Mai trebuie spus că societatea AGA de la Servicii Comunale a cerut ca spațiile verzi să treacă de la primărie la Servicii Comunale. Ele sunt trecute, doar s-a cerut o modificare în contractul de colaborare, modificare care a fost aprobată și aia. Și am reținut de la domnul consilier Ilie Sarcinski că va crește dramatic de două ori sau chiar de trei ori prețul la colectarea gunoiului. Da, aici așa este. Datorită faptului că s-a închis groapa de la Rădăuț, groapa de gunoi. De altfel, este un program național impus de Uniunea Europeană. S-au închis toate grupurile de gunoi din județ, cu excepția de aceea de la Forticeni și de la Humor. Noi fiind mai aproape de Botoșani, se pare, ca poziție, unde este cea din județul Botoșani care a rămas activă, cred că vom duce gunoaiele la Botoșani. Problema, deci, ceea ce înseamnă costuri de transport suplimentare, ceea ce înseamnă acolo costuri de primire, gestiune. Bun, și lucrul ăsta, eu ca cetățean, prelocuiesc la bloc. Plătesc în sistem paușal sau plătesc direct proporțional cu cantitatea de gunoi care se ridică de la ghena de gunoi ce deservește scara mea? Paușal, probabil. Eu vreau să subliniez că existența acestor gropi ecologice a fost rezultatul negocierii între echipele de negociatori care au reprezentat România la Bruxelles pe această problemă, pe problemă de mediu. În aceste condiții s-au stabilit închiderea unor gropi de gunoi și construirea unor gropi ecologice cu anumite termene de dare în folosință. Dacă aceste gropi de gunoi nu au fost date în folosință la termenele stabilite, nu e vina cetățenilor din Rădăuț. Faptul că ele astăzi nici măcar nu sunt încă proiectate, nu sunt începute lucrările, sau decât pe aici, pe acolo și nefinalizate, iarăși nu este vina rădăuțenilor. În consecință, nu înțeleg de ce rădăuțenii trebuie să suporte costuri suplimentare. Costurile suplimentare trebuie suportate de cei care nu au coordonat activitatea în materie, adică la nivel de guvern sau să-și renegocieze punctele de convențiile cu Comunitatea Europeană sau la nivel de județ, Consiliul Județean. Nici de cum rădăuțenii. Nu voi fi de acord cu o majorare de preț pentru transportul gunoiului la alte gropi de gunoi. Da, aici opinia dumneavoastră. Are dreptate dumnealui în principiu, așa este. Cine nu și-a făcut numai să suporte? Trebuie să amintim faptul că aceste negocieri sunt făcute de câțiva ani. Sunt mulți ani de când s-au stabilit aceste termene, trebuia să înceapă de acum 2 ani la moara. Și cine se face vinovat că nu s-au construit? Păi, dacă numărăm de puțin de deci și numărăm lunile și ani, vedem că trebuia demarat de acum 2-3 ani și acum să asistăm la recepția acelor gropi ecologice. Îmi puteți spune când vom asista ca rădăuțeni la recepția noii centrale termice? Pentru că se pare că cei care ne privesc sunt mai interesați de asta. Deocamdată. Da. E vară, e caniculă, dar centrala termică de zonă nu este încă recepționată, nu este proiectul utilități și mediu ar trebui să fie finalizat. Nu, ar trebui să fie finalizat cu recepția acestei centrale și cu acea recirculare controlată a agentului termic. Da? Corect, da. Și producerea de energie electrică. Da. Centrala lucrează în concediu sau va lucra în concediu. Deci în măsura în care fondurile vor, de la guvern vor veni pentru definitivarea acestor lucrări, sigur că vom putea asista într-un termen relativ scurt. Însă, cu criza actuală, am oarecare reține în legătură cu acest termen ca să fim prea optimiști. Da. Mulțumesc pentru prezența în Stop Cadru. Eu totuși vreau să un pic să mai iau galul de pe foc. S-au mai alocat 7 miliarde, 6 miliarde și ceva, s-a făcut o plată recentă spre Loial. Deci se fac pași mărunți și sigur de finalizare. Semne bune anuare. Până în iarnă
sunt condiții de asta. Deci lucrări restante, lucrări executate și neachitate. Era motivul pentru care s-au sistat lucrările. Bun, erau sume foarte mari neachitate. Dar mai trebuie încă minim 2 milioane de euro ca să definitivezi lucrările. Deci lucrurile sunt, sub control, sunt acestați bani, sunt promisiuni mari de la guvern că vom fi ajutați ca până în iarnă să dăm drumul la această centrală, care pentru noi, pentru toți, va fi un mare avantaj. Știi, Doamne ajută! Da. Da, mulțumesc pentru prezența în Stop Cadrul de Răuțea. Și noi vă mulțumim. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Stop cadrul de 20 ani de astăzi. Emisiune cu și despre oamenii acestui oraș.